Sfârșit tragic pentru o moldoveancă de 29 de ani stabilită în Germania. Femeia a fost găsită moartă într-un parc din Frankfurt. Potrivit poliției, victima a fost înjunghiată mortal. Portalul online crimemoldova.com, care face referire la presa germană, scrie că aceasta urma să fie judecată pentru că ar fi făcut declarații false referitoare la hărțuire sexuală. Cadavrul tinerei a fost găsit pe 9 mai de către un trecător. Pe corpul victimei au fost descoperite cel puțin 20 de lovituri de cuțit. La scurt timp, poliția germană l-a reținut și pe suspect. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani care era acuzat în același dosar cu moldoveanca, informează aceeași sursă. Victima ar fi declarat că mai mulți tineri de origine arabă ar fi hărțuit-o sexual, dar și pe alte femei, la o petrecere de Revelion, afirmații susținute și de suspectul crimei. Cu toate acestea, cercetările efectuate de poliția germană au dezvăluit că declarațiile acestora au fost fictive, iar pe numele lor a fost pornit dosar penal. Acum polițiștii stabilesc motivele care l-ar fi impus pe bărbat să recurgă la acest gest. Printre acestea ar fi implicarea fetei în scandalul sexual sau o datorie principalului bănuit. Potrivit presei germane, în 2014 tânăra ar fi renunțat la cetățenia Republicii Moldova.